de trei frunze. Primim răspunsă, bucuroși! Bătrâna a părțit averea ce-o agonisise de o viață creangă și modelea. Gândindu-se că azi va mâncarea unul, iar mâine se odihnirea. La puțină vreme după acesta, bătrâna a plecat la cel mai mare și strig. Iare, Ioane! Despărbați că vine hârcaia de babă să ascund repede ca furiile cu mâncarea. Unde să le pun? Aici sunt vasă. Ce-a mai fi vrut și baba asta? De ce-o fi venit? Suntem cu toți cinci. Ce vrea să mai orice și de unde să-i mai dă? Vine bunica. Vine bunica. Hai să-mi scoală. Așa, bine. Bună ziua. Bună ziua, dragii mei nepoți. Ce mai faceți? Bine venit, bunică. Ne-a fost dat restaurant. Veni la maica. Veni la maica să vă sărute. Mulțumim, mamă, Sacre, dar ce bunătăți ne-ai adus! Pune coșul aici pe masă să vedem! Niște brânză, o ușă sticlă cu vin! Acum plec, mă grăbesc să ajung la fratele tău, Milociu, că sunt tare obosită! Bine, maică, să te sănătoasă! Vezi, măi, femeie, că beata mama ar să ne păcupească, ne-a adus de toate! Nu am fost bine să ascunzi! Să te mai zic și la ceilalți frateștei, că ce m-am stătura, nu mai pot îmi dorea sărăcia! Nu vedeți că sunt la voi. După ce m-am venit în mormânt, să mergem la notar.
și acum vă rugăm să ne dați. Aceasta e scrisoare. Am să vă citesc. Dragii mei copii, mor cu inima frântă de durere, am crescut trei feciori și toți mi-au fost dragi ca lumina ochilor. V-am întrit și v-am născut cum se cuvine, v-am ocrotit, v-am dat tot ce am avut mai bun. Voi n-ați răsplătit truda mea cu nimic, pentru că lăbomia, zdrâncerea și neomenia v-a fost mamă. Faceți grijă atunci când ați afla că sunt bogată. Pentru asta veți primi răsplată ce se cuvine. În cerul este încărcat cu pietre. Să țineți minte că în cerul este o bogăție mai mare ca toate omenia. A voastră mamă care v-a iubit. Ce mare greșeală am făcut! Iartă-ne, măicuță, că mare durere și supărare ți-am făcut! Iartă-ne, măicuță, pentru toate durerile pe care ți-am făcut! Iartă-ne, măicuță, că n-am fost oameni de omenie! Promite că vom încerca să devenim oameni!